pentru noi. Am vorbit despre GAL și despre proiectele noastre în continuu. Și tot am avut așa pași, dar pași mici. Eu vreau să vă spun un lucru. Sunt deosebit de încântat și bucuros că proiectul s-a deblocat. Ca foarte, foarte multe proiecte din țara asta care au fost blocate cu bani asigurați, pentru că este un proiect de 7 milioane de euro și sunt mulți bani aici, toți așteptam, sunt oameni care au muncit, proiectele au fost blocate. Însă bucuros că în sfârșit s-a deblocat. Nu o să intru în, pe cine să mă întrebe în particular sau nu, o să spun cum s-au blocat. Mă bucuros că, sunt bucuros că proiectele s-au deblocat, pentru că pentru botoșani, în foamea noastră de bani, în dorința noastră de a atrage fonduri europene, pentru că este singura noastră șansă și sursă viabilă de a ne aduce bani să dezvoltăm Botoșaniu. În sfârșit, suntem la, în această fază în care facem, ne ducem să facem fișele de proiect și pe partea de proiectare. Termenul este destul de strâns, 2021. Nu știm ce se va întâmpla cu acest termen, dar cel puțin avem ceva sigur. Și când spunem sigur în momentul de față, este sigur. Eu o să dau câteva exemple, nu mă duc în partea cealaltă, ce se întâmplă cu pregătirea profesională, cu banii sunt împărțiți. Vreau să vă spun ce câștigă municipiul Botoșani în urma acestui proiect și în urma banilor care primim. Normal că cel mai bucuros sunt că putem să facem trei străzi importante din SDL-ul ăsta. Trei străzi importante pe care am încercat să le duc pe orice finanțare exista din fonduri europene sau din fonduri naționale și aici mă gândesc în primul rând la PNDL. N-am avut nicio șansă. Știam sigur că cei Uniunea Europeană și partenerii noștri de acolo sunt cei mai importanți, care nu se uită la niciun fel de culoare politică și n-au aprobat acest proiect. Și pot să spun acum cu tărie că vom face strada Izvoarelor, strada Vârcelii și strada Zimbului. Absolut importante într-o zonă în care noi nu avem acoperire. Aici vorbim de 1.300.000 de euro. Da, cred că este suficient. Dacă nu, o să completăm și noi. Mergând mai departe, iarăși nu mă duc doar pe partea primăriei municipiului Botoșani, cu toate că totul este legat și de locuitorii din Botoșani. Tot în zona SDR-ului avem înființare de teren de joacă noi, în Parcul Tineretului, Calea Națională 70, Barbu Lăzăreanu și pe strada Izvoarelor și în zona Grivița. Și înființarea de terenuri de joacă noi și reabilitarea terenurilor de joacă existente. La fel, mergem cu amenajarea spații de recreere în în zoomurile respective, în centrul vechi și parcul tineretului de 15.000 de euro. Amenajare peisagistică, foarte important. Noi am făcut la un moment dat, ne-am străduit, am făcut sensuri giratorii și mi gândeam ce facem cu sensurile giratorii. Arată cum arată, sunt făcute bine, dar avem bani aici, 195.000 de euro ca să facem lucrurile astea și pentru asta o să facem un concurs de idei, de îmbunătățire peisagistică. O să facem o chestie participativă, să lucreze toată lumea. Modernizarea iluminatului public urban, 90.000 de euro. În zona respectivă. Pare mult, pare puțin, nu ne dăm seama, vă garantez că este mult, doar a schimba din corpul ăsta de iluminat, care la un moment dat erau performante, nu mai sunt performante în momentul actual. Un lucru la care noi ținem și avem solicitări în toată zona, vom avea camere de supraveghere. Și 225.000 de euro, trebuie să punem foarte multe și o să avem o siguranță în plus în zona respectivă. Ce este important pentru noi și am ținut foarte mult, pentru că centrul istoric a fost inclus în zoom-ul respectiv a centrului istoric. Știți prea bine că am reabilitat, e tot pentru un program european, că niciodată nu aveam bani să reabilităm centrul istoric printr-un program în fară. Cât am avut atunci bani la dispoziție,
dar ne pică extraordinar de bine, pentru că avem 1.700.000 de euro la dispoziție să ne rezolvăm problema clădirilor care nu au intrat pe programul FARE și care sunt în proprietatea noastră și atunci nu o să... Sunt mulți bani. Știu despre ce vorbesc. Gândiți-vă că pe tot centrul istoric atunci am avut doar vreo tot aproape 7 milioane de euro. Eu sunt niște proiecte mai mici, pentru că nu o să vreau să acaparez toată discuția asta. O să le prezint de cei care se ocupă de proiect. Sunt proiecte mai mici, dar la fel de importante.